ziua, dragi prieteni, ne apropiem cu pași vertiginoși de Crăciun și noi facem ultimele două, trei decorațiuni ca să ne înfrumusețăm casa. Astăzi am să fac un frumos suport de lumânare în acest vas conic, ca un pahar de coniac mai mare, din care n-a băut niciodată nimeni și care este folosit îndeopște pentru decorațiuni. Un suport de lumânări foarte elegant în culorile acestui an, pe care îl voi așeza la pervaz. Pe pervaz, la fereastră, deoarece cred că este singurul loc nedecorat din casa aceasta. Da, lucește, strălucește, sclipește, e tocmai bun pentru a face decorațiunea noastră. Pentru că suportul nostru de lumânări este unul mai deosebit, care va fi împodobit cu foarte multe decorațiuni de Crăciun, am nevoie și de un platou mai lung. Sticlă de metal, o tavă, tava de la salată, tava de pește, orice puteți să folosiți. Și pentru că este un suport de lumânări și întotdeauna am pus siguranța pe primul loc, știți că fixez absolut totul bine, pentru că nu vreau ca cineva să lovească din greșeală și să se întâmple o nenorocire. Siguranța, protecția pe primul loc, mai ales că vin copii cam jucăuși și năzbâtioși, nici nu știu cum să le spun, năzdrăvani mai degrabă, care trag și sunt curioși, trag și de aia, și de aia, și de aia, vor să știe și să vadă absolut tot. Bun, până aici este bine, acum vom pune în interior lumânarea. Această lumânare, care la rândul ei este într-un pahar frumos decorat, cum îl vedeți, cu șiragul acela de perle albe superbe de la Decodamira, o să-l așez în interior, așa se prezintă, vedeți, așa poate fi achiziționat. Este superb, o decorațiune superbă și de jur împrejur am să pun aceste superbe cristale de la aceiași parteneri cu care am lucrat anul acesta. Am să pun întâi mai multe cristale la bază, am să fac loc cu lumânarea și o să împing frumos cristalele, stânga și dreapta, așa, perfect, și acum pot să las foarte ușor cristalele fără să sparg nimic aici în zonă, să fie frumos și când se aprinde lumina lumânărilor să strălucească superb. Când ajung la cantitatea de cristale pe care vreau să o pun în ele, mă opresc. Și voi decora piciorul suportului nostru de lumânare, care în cazul de față este acest platou lung. Deci, o decorațiune care nu e mică în jurul suportului, ci din contră este frumoasă, este lungă și o să stea excelent pe pervazul casei noastre. Bun. Da, suficient. O să vin cu decorațiunea verde. Am legat crenguțe de brad cu aceste crenguțe de culoare mai deschisă. Uitați-vă
ce frumoase sunt, fac o notă, dau o notă specială decorațiunii noastre și vedeți, pentru că platoul este lung, se va așeza extraordinar de frumos stânga și dreapta. Eu, decât să le fixez cu un pic de sârmă în spate, ca să nu se miște, am legat crenguțele între ele. Acum o să le lipesc cu un pic de adeziv cald, să nu se miște, în timp ce o deplasez dintr-o parte într-alta. Toate decorațiunile vor fi fixe, nu se va mișca absolut nimic. Am aici și două panglici superbe, pe care doresc să le așez în decorațiunea noastră, sub formă de spirală, așa cum este ea. Voi merge cu ea de la un capăt la celălalt, oprind sub crenguță. Are fir metalic pe margine, deci ea va sta bine fixată, fără nimic altceva. Uitați-vă numai cât este de frumoasă, așa spiralată cum este. Cum se desface de pe cutie, așa o și las, că este foarte, foarte interesantă. Spirala e originală. Voi merge până în capăt și la lungimea dorită. Am să tai și am să lipesc. Foarte frumoase aceste panglici, care sunt mai mult ca o plasă, dacă le observați. Foarte interesante sunt. Foarte, foarte interesante. Voi păstra bucla ei originală. Voi face o funtiță aici, pe care o ascund sub creangă, pentru că pe mine nu mă interesează decât buclele din panglică să se vadă frumos și bogat. Așa. Foarte interesantă. O fixez și la spate, ca să am eu certitudinea că nu se mișcă. Bun. O leg de crenguță. Ca să păstrez aceste bucle superbe. Înalte. Aici, partea din față va fi ornată bogat cu toate globurile care le vedeți, bineînțeles, asortate în ton și pur și simplu le voi lipi, exact, le voi lipi. Am certitudinea că stau bine, sunt fixate. De fapt, aceste decorațiuni nici nu se sparg, majoritatea sunt făcute din plastic. Sunt foarte interesante. Combinații extraordinar de frumoase. Alb, verde, vernil cu alb. Bun. Același lucru îl fac în partea cealaltă. Fixez grupuri, grupuri de globuri. Cât se poate să fie mai asortate. Să nu facă chiar notă discordantă în mod neplăcut. Pentru că vreau ca această decorațiune să fie toată foarte asortată. Foarte, foarte asortată.
Ce frumos este acest globarâmiu. Nu voi folosi multe din ele. Și genul acesta de globuri, foarte frumoase. Asta îmi place cu adezivul acesta fierbinte, ca acolo unde ai pus decorațiunea care ți-a plăcut, acolo și rămâne. Am trecut și la a doua cutie de globuri, ca să am din ce alege. Cu cât sunt mai multe, cu atât mai bine. Modelul nostru este mai interesant. Dacă folosim globuri puține, nu arată la fel de bine. Mai introducem și parte verde între globuri. Și imediat decorațiunea noastră este gata. Ultimul lucru pe care îl mai fixăm este această bogată spirală albă de lurex, răsucită în față. O fixăm și pe ea în spate și poate fi pusă pe pervaz să o vedem cum arată. Superb! Îmbracă aproape tot pervazul. Hai să vedem și cu lumina stinsă.